Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă rețetă din bucătăria Jamilei. Pentru că se apropie Paștele și pentru că mi-ați cerut această rețetă, vă propun astăzi să facem o rețetă de pască, o pască foarte ușoară, fără aluat, care vă va scăpa de corvoada frământatului. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 700 de grame de brânză dulce de vaci, 6 ouă, 400 de grame de smântână, 200 de grame de unt, 4 linguri de griș, 4 linguri de făină, 200 de grame de stafide, 200 de grame de zahăr, semințele de la o pastaie de vanilie sau o esență de vanilie. Vom începe această rețetă cu ouăle. Am aici cele 6 ouă pe care le voi pune într-un bol. Peste ouă voi pune zahărul și semințele de la pastaia de vanilie și voi amesteca bine. Bineînțeles că dacă nu aveți această pastaie de vanilie, puteți pune o esență de vanilie, nu este nicio problemă. Și cu un tel voi amesteca foarte bine. Am bătut foarte bine ouăle. Peste ouă voi pune acum brânza de vaci și o voi incorpora foarte bine. După cum am spus, această rețetă este una foarte ușoară. Trebuie doar să amestecăm foarte bine ingredientele. Peste amestecul de brânză și ouă, voi pune acum și untul. Untul care este la temperatura camerei și pe care îl voi incorpora foarte bine. Am incorporat foarte bine untul. Urmează acum să pun făina, pe care o voi pune puțin câte puțin și voi amesteca tot cu paleta, astfel încât să o incorporez bine. Nu avem nevoie decât de 4 linguri de făină. Făina va ajuta pasca să se lege mai bine și să fie cremoasă. Ultima tranșă de făină. Urmează acum să pun și grișul, tot așa puțin câte puțin. Cealaltă parte. Urmează să pun și smântâna. Am aici 400 de grame de smântână cu 12% grăsime. Eu zic că este suficientă grăsime pentru că deja avem destul de mult unt. Incorporez foarte bine și smântâna. Voi pune acum și stafidele. Eu am aici 200 de grame de stafide pentru că mie îmi plac foarte mult și de obicei pun mai multe. Bineînțeles că puteți pune și mai puține. 100 de grame de stafide sunt suficiente. Amestec bine și stafidele. Și acum nu ne rămâne decât să punem toată compoziția într-o tavă. Am aici o tavă pe care am uns-o cu unt și am tapetat-o cu făină. În această tavă voi pune pasca. Am pus toată compoziția în tavă, să o nivelăm puțin. Voi da această tavă la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 170 de grade, pentru aproximativ 45-50 de minute sau până când pasca este aurie deasupra. Am scos pasca din cuptor, eu am lăsat-o cam pentru 50 de minute la foc mic până când s-a rumenit foarte frumos deasupra. Am lăsat-o să se răcească la temperatura camerei peste noapte, acum este foarte, foarte fermă. Apoi am dezlipit marginile cu un cuțit ascuțit pentru a o putea scoate foarte ușor din formă. Am să vă și arăt. Pentru că am o formă cu inel, se scoate ușor. Am să mai dezlipesc puțin ca să iasă bine.
Așa arată pasca. Este o rețetă foarte ușoară, după cum ați văzut și voi, chiar se face foarte repede. Gustul este foarte bun, vă asigur că veți fi încântați de această pască și sper din suflet să o încercați și voi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună și vă invit pentru mai multe rețete să accesați linkurile afișate pe ecran. La revedere!